Secretul pentru ca tu să-ți împlinești intențiile este să mergi în profunzime, să alchimizezi acele suferințe, acele părți din tine care te blochează, să eliberezi poverile pe care părțile tale le poartă și care stau în calea realizării tale și, bineînțeles, să faci procesul și pașii astfel încât ulterior să poți crea conștient realitatea. Poți să faci asta și odată ce vei parcurge acest proces, o să-ți accesezi ușor-ușor tot mai mult sinele, adică esența ta divină. Iar de la acest nivel de conștiință, totul devine posibil. Da, și vreau să te învăț și pe tine să-ți accesezi adevărul din interior, să-ți transformi complet viața, iar mai apoi, dacă simți că vrei să faci asta, clar, o să poți să îi înveți și pe alții ceea ce știi tu să faci, da? Să-ți transformi ființa în profunzime și, chiar mai mult decât atât, lumina care se revarsă din interiorul tău va fi ca o baghetă magică. Asta este bagheta magică. Tu ești bagheta magică. Tu, iubirea ta și minunea care ești tu, strălucirea ta va scoate la suprafață acea lumină din interiorul fiecărui om și va aduce lumina în situații, se vor transforma situații. Cum spun eu, pune iubire pe situație și situația se va schimba. Da. Eu îți spun, sunt alături de tine, dacă vrei, te ghidez să redescoperi cine ești în profunzimea ființei tale, să intri în contact cu esența ființei tale, odată ce tu ai dat strat cu strat la o parte și ai integrat acele, să le spunem așa, blocaje, deși nu sunt blocaje, și bineînțeles, uitându-te cu atenție în trecutul tău personal și familial, pentru a putea să-ți conturezi viitorul. Mult mai mult mă interesează ce creează omul, dar sigur, lucrând cu tot ceea ce s-a întâmplat, nu poți să alchimizezi viitorul, să îl luminezi dacă tu vii cu întuneric. 100% e necesar să te duci către toate părțile tale și să aduci în lumină ceea ce a fost întunecat. Și bineînțeles, să aduci de la nivelul rădăcinilor în lumină ceea ce tu vrei de altfel să transformi. Trebuie să te uiți cu foarte mare atenție, cu foarte mare atenție la ce se întâmplă în interiorul tău. Da? E foarte important, pentru că dacă tu vii cu supărare pe viață, pe destin, pe divinitate, frustrări enorme, dacă tu vii cu furii enorme și tu vrei să trăiești o altă realitate, uită-te cu foarte mare atenție la cine ești tu și la felul în care tu amprentezi cu energia ta acest matrix. Pentru că este foarte, foarte importantă energia cu care tu vii la oamenii care sunt preocupați foarte mult de ei înșiși, care sunt foarte blocați în chestiunile lor egotice, nu se manifestă foarte multe lucruri în afara lor. Odată ce tu ai mai multă cunoaștere spirituală, ai mai multă iubire în suflet, deci ești precum Dumnezeu. Și atunci, tu fiind precum divinitatea, atunci zice și Tatăl de sus, da? Sau cum vrei tu să numești divinitatea, mama ta, spune, da, fiule, ok, văd că ești pregătit acum să intri la un alt nivel, să vii să stai la masa adulților. Dar, în schimb, dacă tu îți crești, da, nivelul de conștiință și lucrezi cu tine și lucrezi cu tine și devii tot mai responsabil și devii tot mai iubitor, pentru că în momentul în care tu dai la o parte aceste straturi care sunt ale egoului, automat o să vină ce? O să vină lumină. Și atunci o să fii precum divinitatea și o să fii iubitor, o să fii încrezător, o să fii în curaj, o să fii în acceptare, o să fii în pace, o să ai toate calitățile divine, care oricum ele sunt înăuntru tău. Ele erau, da? Dar erau din păcate și astupate de 300 de petale, 300 de nori, care nu te lăsau de altfel să fii cine ești tu, da? În momentul în care tu începi să lucrezi cu tine și începi să crești din punct de vedere energetic și spiritual, automat, da, abundența va veni tot mai mult în viața ta, da? Pentru că este pe măsura nivelului tău energetic, este pe măsura nivelului tău de acceptare, este pe măsura, să zic așa, liniștii tale și smereniei tale și nivelului de contribuție pe care tu îl ai în lume. Până când nu vei merge în interior, în profunzimea ta, să accesezi rădăcina acestor aspecte, care de multe ori rădăcina este în caracterul omului. Și nimeni nu vrea, am văzut, în societatea asta, nu mai vrea nimeni să lucreze la el. Toată lumea vrea să obțină, toată lumea vrea ceva. Păi, dragii mei, îmi vine să vă spun, cine vrea să obțină? Cine vrea ceva tot timpul? Cine vrea ceva din afară, întotdeauna? Cine? Un adult sau un copil? Dar oare cineva dintre dumneavoastră sau dintre cei pe care îi vizităm, da, în social media, vrând nevrând, mulți dintre noi, oare cineva s-a gândit cum să contribuie, cum să ofere? S-a gândit cineva ce să mai facă să-i ajute pe alții?
Nu, de ce? Pentru că trăim, dragii mei, într-o societate egotică, adică într-o societate imatură. Și tu așteptând să vină cineva din afară să te salveze, ce faci de fapt? Îți dai puterea, îți dai puterea unui alt om. Deci haide să ieșim din zona de copil, pentru că da, dacă tot o să merg cu copilul în față, da, eu la 3 ani, eu la 5 ani, eu care n-am, eu care am fost, eu știu, abuzată, lovită, dată la o parte, judecată și așa mai departe, nu îmi iau puterea din poziția respectivă, ci din contră o să fiu întotdeauna acest copil. În schimb, haideți noi să ne luăm puterea înapoi, adică cu adevărat să fim cine suntem. Noi suntem putere, noi suntem adevăr, noi suntem curaj, noi suntem bucăți din divinitate. Noi suntem acei oameni care putem să spunem, da, nu, asta e corect, asta nu e corect pentru mine. Da? Hai să luăm atitudine, haide să facem cu adevărat ceva. Haide cu adevărat în fiecare zi a vieții noastre să ne punem în slujba adevărului, să ne punem în slujba omenirii, să ne punem în slujba lui Dumnezeu. Eu asta propun prin modul meu de lucru, pentru că undeva în adâncul vostru purtați aceste convingeri limitative ale părților voastre care v-au împiedicat până acum să atingeți această abundență și implicit realizarea profesională pe care le meritați. Și poate că aceste așa zise blocaje, deci aceste părți din voi, le aveți din copilărie sau le aveți din uter. Multe dintre ele au legătură cu nașterea voastră. Mare atenție să vă uitați la asta, pentru că am observat în lucrul meu energetic, am lucrat cu mulți oameni care nu și-au putut găsi succesul în viață și l-au găsit în momentul în care am lucrat la nașterea lor. Deci foarte mulți oameni am văzut cu această rană profundă a traumei nașterii. Deci uitați-vă cum anume a fost venirea voastră pe lume, pentru că de multe ori are legătură cu ceea ce întreprindeți în viața asta și cât de mult succes manifestați. Dacă pentru mine a fost grea venirea pe lume, dacă pentru mine a fost dureroasă, dacă pentru mine a fost împreună cu, eu știu, riscul de a muri eu sau mama mea, sau de ce nu, poate chiar a murit mama mea în timp ce mi-a dat naștere, iarăși asta vine cu o foarte mare durere și cu o incredibil de mare vinovăție. Aceste povere energetice sunt cele de care ne împiedică uneori să avem viața pe care ne-o dorim, da? Cum a fost nașterea pentru voi? A fost lejeră, ușoară? Ați fost separați de mama dumneavoastră imediat după? E foarte important, pentru că dacă ați experimentat singurătate, durere și multe altele, și din păcate știți foarte bine că trăim într-o societate care desparte copilul de mamă, nu rămâne copilul suficient de mult. Uitați-vă acolo, pentru că de foarte multe ori este rădăcina vis-a-vis de tot ce înseamnă succesul nostru în viață. Trebuie să ajung la a lucra profund, la a lucra cu inconștientul, la a lucra cu corpul meu, la a lucra cu părțile mele lovite, la a lucra în profunzimea sistemului meu nervos central, tocmai pentru a putea face o, să zic așa, un salt incredibil de mare, da?